Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o etalare mai specială. Sunt curioasă cum o să rezonați cu ea, inspirată din spiritul naturii. Sunt aici în fața voastră, în mod special a celor cu soare, lună, Venus, ascendent în rac, un mesaj pentru voi. Și înainte de toate, draga mea doamnă divină, să vezi ce arde în jurul meu, în atelierul meu, când fac etalările, evident, cadouțul de la tine. Cel mai superb miros pe care l-am avut vreodată în preajmă, o combinație de scorțișoară, smochine și rodie, nemaipomenit, mulțumesc mult de tot pentru cadou. În continuare, ard bețișoarele de la tine, mai ales acelea cu esență de mir. Mulțumesc frumos și sper să fie de bun augur. Înainte de a începe etalarea, am un mesaj scurt pentru unii dintre voi. A apărut leopardul. Poate aveți planete în berbec. Poate aveți de-a face cu un berbec pentru că și lor le-a apărut această carte. Și cred că le-a apărut chiar la început, ca și la voi. Ceva legat de casa berbecului. Nu știu ce reprezintă casa berbecului în harta voastră natală. Poate martele din leu, pentru că este semn de foc, activează ceva în viața voastră. Însă, leopardul, evident, semn de foc, reprezintă ce? Reprezintă focul interior. Se zice în carte că leopardul nu este luminat de soare sau de lumina zilei, ci el este cel care luminează spațiul înconjurător prin focul interior care zace în el și care trebuie activat periodic. Este cea mai rapidă, cel mai rapid personaj, cel mai rapid animal și cel mai suplu. Poate aveți de-a face cu un semn de foc, mai mult sau mai puțin. Poate voi trebuie să manifestați acest foc interior și ce interesant că în carte vorbește despre scopul vostru în viață. Poate trebuie să vă reconectați pentru că se zice că atunci când este în dezechilibru, această energie înseamnă că v-ați îndepărtat de scopul vostru. Și atunci trebuie să vă întoarceți la ceea ce vă place, la ceea ce simțiți că vă animă întreaga ființă. Eventual, în cazul în care sunteți în echilibru, animați tot ce e în jurul vostru cu pasiunea pe care o simțiți în voi. Leopardul este genul de personaj care reușește orice își propune. Cum am spus mai devreme, când este în dezechilibru, e posibil să fiți nerăbdători. Să obțineți reușită într-o situație, într-o privință, într-un proiect, într-o relație. Da? Luați-vă mesajul, eu continui să amestec cărțile pentru rac, soare, lună, Venus, ascendent în rac. Doamna divină, vedem ce vine pentru racșori, drăgușori. Rac, soare, lună, Venus, ascendent în rac. August 2019, un mesaj pentru rac. Oh. Sunt prea multe. Nu sunt prea multe, nu o să le păstrez. Astea le păstrez. Așa fusese să fie, așa fusese să fie. Interesant. N-am vorbit despre așa ceva. Și până la urmă, broasca a vrut să se arate și aici. Mai. Oh, ce frumos! Iubire! Bruscuță, lebădă. Lebăda mea a apărut și mie de curând, scorpion. Toată familia de apă, toate emoțiile. Cred că sunteți răscoliți un pic emoțional datorită Martelui retrograd, Mercurului retrograd, da? Vă răscolește ceva. Sau pur și simplu, poate Venus încă în rac v-a răscolit. Sau acel foc a fost răscolit și v-a afectat emoțional. Haideți să vorbim despre cărțile importante, principale. V-a apărut scoica, semn de apă, și albinuța, semn de aer. Că e cineva semn de aer, că e cineva semn de foc. Voi sunteți de apă, voi sunteți semn de apă. Dar cred că totuși e un foc pe lângă, că tot am zis din greșeală, greșeli nu există în aceste momente. Sunt cu un scop, spuse. Poate aveți a face cu cineva în semn de foc. În fine, unii
Evident că nu toată lumea are de face cu aceeași zodie. Scoică. Îmi place foarte mult să mănânc midii. Nu știu de ce. Poate pentru că se gătesc ușor. Însă sunt excelente. De ziua mea am primit un lănțic cu un medalion în formă de mică, mică colivie, în care trebuia și separat în cutie era o scoică pe care a trebuit să o desfac și în care am descoperit o perluță și am pus perluța în acel suport special care reprezintă de fapt medalionul. Nu știu de ce mi-am adus aminte de chestia asta, dar poate și treaba cu medalionul despre care am spus ar fi, poate încearcă spiritul să-mi transmită că trebuie să comunicați, da, vișudii, să comunicați într-un anume fel, să învățați să comunicați. De ce zic să învățați? Pentru că haideți să vorbim un pic despre scoica. Scoica ce face? În momentul în care intră nisipul în ea, ea se anulează pe ea însăși și se transformă în perluță. Pe scurt, da? În momentul în care îi se atacă într-un fel, îi se atacă puritatea, ea înăuntru e pură, evident, da? Se întâmplă un accident, o întâmplare, o situație. Nu neapărat zic accident în apă, nu neapărat voi să aveți ceva de genul ăsta. O situație care e atipică genului de situație cu care v-ați obișnuit voi, sau un personaj, un om, care nu se încadrează în genul de oameni cu care voi de obicei ați relaționa. Deci, oarecum, acea situație, acel personaj vă afectează acea puritate cu care voi deja v-ați obișnuit, da? Vă afectează confortul vostru, liniștea voastră, da? În care tu speați acolo și stăteați confortabil în scoica voastră, că sunteți răcușori în spatele carapacei. A apărut cineva în ultima vreme sau o situație sau un proiect, spun de câte ori pot, că poate nu-i personaj. Atipică. Omul sau femeia nu se încadrează în genul de oameni cu care voi de obicei relaționați. Și nu doar atât. În genul de oameni pentru care voi ați face sacrificii. Și totuși, într-un fel sau altul, acel nisip, să nu uităm, poate pentru unii dintre voi nisipul reprezintă pământ, da? Poate să fie semn de pământ, dar nu e obligatoriu. Poate să fie orice semn care, repet, vă afectează viața într-un mod radical. Atât de radical încât voi, unii dintre voi, nu mai sunteți voi înșivă. Renunțați la ego, la stilul vostru de viață, la tot ce până acum a însemnat confortabil, bine, comod, frumos, corect. Totul se dă peste cap. Pentru că dacă citiți despre scoică, cum produce acea perluță, înțelegeți mai bine procesul. E un sacrificiu. Trebuie să vă sacrificați, să ajungă unde trebuie, să vă sacrificați pentru a naște acea perlă, pentru a, de fapt, a descoperi ce, prin puterea, da, mi s-a făcut, m-am înfiorat, prin sacrificiu să descoperiți, de fapt, valoarea voastră adevărată, pentru că scoica în sine nu are nicio valoare, perla are valoare și are o valoare care durează generații, ca o bijuterie cu perle pe care o dai de la mamă, la fică, de la bunică și așa mai departe, generație după generație. Deci ceea ce reușiți voi să faceți prin această transformare, nu știu pentru cine o fi, dar m-am înfiorat toată, vă atestă o valoare la care nici nu vă așteptați, n-ați crezut vreodată că ați putea avea, nu știu cum vorbesc, dar asta e.
Și am vorbit de medalion, poate nu întâmplător, poate trebuie să, în acest proces de transformare sau după ce vă transformați, reușiți să comunicați. Voi de, uneori comunicați, alteori nu, depinde, depinde de planetă, evident. Dar după această transformare reușiți să comunicați emoțional, să prezentați și nu doar emoțional. Să comunicați despre dragoste, despre sacrificiu, despre valori eterne, într-un mod care va inspira pe cine? Nu știu. Poate pe acea persoană care v-a afectat. Poate acea situație care a venit și v-a dat peste cap întreaga viață și v-a făcut sau vă va face la un moment dat să vă descoperiți ceva cu totul special în voi înșivă. Interesant este că aveți și albinuța. Of. De ce mă gândesc astăzi iar la sacrificiu? Știm că regina albină se sacrifică, da? Pentru stup, pentru un concept. Regina albină este abundentă, este într-o poziție, iar mă fiur. Este într-o poziție foarte bună în tot ce face. Că e semn de aer, nu contează. Poate comunicați în general cu, în afacerea voastră, în rețeaua voastră de prieteni, de oameni cu care v-ați obișnuit, da? Că vorbeam de obișnuință și ceva atipic, de oamenii cu care v-ați obișnuit, în care v-ați creat voi stupul vostru, abundența și sporul și prietenii și tot, 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 tot. Acolo sunteți o regină. Și creați prosperitate pe unde vă duceți. Cum vorbiți, cum vă purtați, creați prosperitate și toată lumea vă servește și e doritoare să vă servească, să relaționeze cu voi, pentru că vă cunoaște valoarea. Și totuși, și totuși. Și în poziția în care se află, albina este cea care se sacrifică pentru stup. Există o notă de sacrificiu în dragoste. Din dragoste trebuie să vă sacrificați niște concepte, niște principii, poate, sau o viață confortabilă, sau niște un stil de viață. Există cineva. Poate să fie și proiect care vă la locul de muncă, să nu mă opresc doar la o persoană, care vă cere să vă manifestați, cum eu sunt artist, da? Și îmi place să lucrez într-un anume stil sau în anumite stiluri. Îmi plac multe, le apreciez pe toate, dar anumite stiluri îmi sunt mult mai confortabile să le lucrez, să mă manifest, să le exprim. Și totuși îmi vine cineva care îmi zice, lucrează în stilul ăsta. Și atunci, ce să fac? Iau provocarea sau nu iau? Îmi sacrific tot ce am făcut stilul de până acum sau nu? Și dacă reușesc să fac acest gest, ar putea să descoper ceva în mine, o capacitate, un talent, un fel de a lucra pe care nici eu nu l-aș fi sperat și reușesc să fac o bucurie mare celui care a dat comanda. Înțelegeți unde vreau să ajung. Dacă e proiect atipic, luați-l, că s-ar putea să descoperiți ceva nemaipomenit. La spatele acestui set de cărți aveți broscuța, wow! Aveți lebăda, aveți scorpionul, wow! Aveți și castru și pisica, toată familia de apă. Ai, ai, ai! Și pisica de mare și tot. Of! Dar înainte de toate, e nevoie de transformare, e nevoie de curățare emoțională. Am vorbit și la gemeni, am vorbit și la fecioară, nu mai știu la ce. Deci e nevoie să vă întoarceți în apele voastre. În ape, da? Nu doar să vă curățați. Să vă transformați. Pentru că și brăscuța se transformă. Poate, poate, în momentul în care produceți aceastea, în care vă transformați, reușiți să aveți atâta dragoste în voi, atâta forță interioară, atâta foc, cum am vorbit la leopard, încât reușiți să s-ar putea voi să sărutați brăscuța și brăscuța să se transforme în prinț. Aici cred că e altcineva, nu cred că sunteți voi. Brăscuța care sare din relație în relație, din personaj, din situație, din la 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 la, da?
care la unde se îndepărtează prea mult de emoții, poate trebuie să se întâlnească cu voi, că aici vorbim, aici e vorba de sacrificiu, voi trebuie să sacrificați ceva. Ah, nu-mi place să sărut brăscuța! Și totuși, dacă o sărutați, aveți parte de abundență. Transformați brăscuța în prinț și abundența vine. Interesant că este și o lebădă de care iar aș vorbi o grămadă, mi-a părut și mie personal de curând, este superbă cartea, de obicei similar cu Regele de Cupe, este evident un simbol masculin, dar uneori masculinul acesta se reflectă și în felul în care vă raportați la feminitate. De fapt, printre multele simboluri, interesant este că lebăda, știți că face un cuplu pe viață. Lebăda nu se duce, eu știu, ca alte ființe și ca oamenii, decât cu o singură pereche. Ați văzut ce frumos se împerechează. Își mimează gesturile. Probabil că în momentul în care veți reuși să vă transformați voi și să faceți acel mare sacrificiu din dragoste pentru cineva, în momentul în care sărutați broscuța și broscuța se transformă în prinț, prințul va începe să vă copieze atitudinea, puterea, dragostea, sacrificiu, tot. Și să fiți împreună, împreună, da? Doi. Să fiți doi într-unul. Și în spate văd și un scorpion, văd foc, văd iar transformare prin pasiune. Prin pasiune. Cam aceasta ar fi citirea, deja sunt înfiorată toată. Pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în rac, scrieți, nu scrieți, oricum sunt curioasă cum primiți acest gen de etalări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine. Pa! Pa, Doamna Divină!